Au fost ăștia de la USR din 89 încoace, de când au preluat puterea. Au nenorocit România. Au nenorocit România din 89 încoace. Domnul Miruță, vă pare rău pentru ce ați făcut cu USR-ul la putere în ultimii 35 de ani? Foarte rău ne pare. Ați mai chemat și minerii să bată bucureșteni. Nu știu, chiar nu aveți nicio limită. Tot noi am contactat și pe mineri în perioada respectivă. Știți ce mi se pare mie așa inconsecvent din punctajul ăsta al PSD? Că ei vin cu o chestie, facem un deranj pentru că trebuie să dezvoltăm infrastructura asta rutieră. Domne, problema e că noi în România rămânem doar cu deranjul. Că noi doar prima parte a frazei o pățim tot timpul. Noi nu mai vedem dezvoltat deloc. Și deranjul ăsta se suprapune în momente imposibile. Spuneați dumneavoastră mai devreme, calea aerului e gata, e subteran acum, maritim n-am avut că au vândut alții flota și alții au încuvințat și urmașilor sunt acum în Parlament. Povestea cu autostrăzile, de când a venit domnul Grindeanu, se străduiește comunicațional să spună că face câte ceva. Dar unde-i făcutul ăla? Că nu prea vedem pe nicăieri. Și atenție pentru povestea asta cu Valea Olpului, știți, nu se lucrează la autostradă. Păi asta ei desfrișează ceva pentru niște studii. Să discutăm. Ne pregătim să începem. Aici dar unde este consecința deranjului? Pentru că ar ține treaba asta. Toată țara asta este un șantier, pentru că în două luni de zile, după ce am înghițit praful, vedem asfaltul ăla negru cu marcajul ăla alb. Noi nu vedem treaba asta. Domnul Miruță, nu vedem absolut deloc.